Vai, ce multe produse! Ce multe produse am luat! Bun venit la canalul Frumuseții Vârstei Elegante! Sunt Veronica Sandu, medic-cosmetolog, specialist al modului de viață sănătos și vreau să salut noi abonați, să le mulțumesc că accesează, se abonează și urmăresc canalul meu. Suntem o comunitate care crește. Suntem un canal pentru persoane după 30, un canal pentru persoane după 35 de ani, un canal care susține, un canal pentru solidaritate, în primul rând, voi trage atenție la produsele pentru sănătate și frumusețea interioară. Și ca să zic așa, ca cap de serie a produselor, voi prezenta produsele pentru sănătatea ochiului, ochilor, produsele pentru sănătatea ochilor. În primul rând, apa termală de la Uriaș, care am procurat-o recent și o mai vedeți în filmulețe. Îmi place foarte mult, nu numai că tonizează, mă răcorește, dar și o folosesc ca o băiță, ca o stropitoare pentru ochi. O folosesc dimineața și chiar după demachiere, ca o stropitoare pentru ochi, pentru hidratare, pentru tonizare, pentru purificare. Îmi place foarte mult această apă termală, care o folosesc mai mult de 10 ani. Ce mai am pentru... Mi-am mai procurat din Canada așa o băiță de la picături de la Hydrasens. Poate că vă prezint produsele din Canada să motivez și să le... Pe fetele care mă urmăresc din Canada, și ca o motivație de a procura și să știe de unde am procurat aceste produse. Picături pentru ochi de la Hydrasens, le-am procurat de la Walmart, de farmacie de la Walmart. Iată așa picături care sunt foarte bune pentru hidratarea ochilor, pentru ochii uscați, pentru cei care obosesc, pentru cei care citesc mult, ca și mine, care stau la calculator. Sunt foarte bune. În afară de aceasta, pentru ochi mai am și mi-am luat și nutrienți. Nutrienți care conțin luteină, conțin zinc, conțin zeaxantine. Zeaxantinele care sunt antioxidanți foarte puternici împreună cu zincul și ne deblochează congestiile oculare, ne ajută să ne simțim bine. Zincul este un coferment foarte puternic și se ia câte o căpsuliță, dați să vedem ce e acolo în interior. Este așa un ambalaj cu pastiluțe. Doza este foarte bună. Am procurat de la Jean Coutu, de la farmacie Jean Coutu și a fost la un preț foarte bun, undeva 14 dolari. 14 dolari, 50 de comprimate. E un preț rezonabil și bun pentru cât? O lună jumate. E ok. Mi-am procurat așa pentru ce nutrienți, încă, pentru menținerea sănătății oculare, pentru menținerea sănătății creierului și a vederii, desigur, Ginkgo biloba și lecitină, deoarece se mai menține elementul naturii focul, este cald și e bine să ne menținem vasele sanguine sănătoase. Eu mai continui să folosesc Ginkgo biloba. Și totodată lecitina, fiindcă vine perioada de învățământ, vin studiile și îmi vor prinde bine în această perioadă. Așa. Aceste suplimente nutritive le-am procurat de la Costco și la fel cu un preț rezonabil. Presupun că la Costco sunt cele mai mici prețuri la produse. Vom avea ce folosi în perioada învățăturii. Mi-am procurat și așa un netoian pour le lunette
un curățător, chiar un ambalaj foarte mare. Aici eu nu puteam găsi, ca de obicei îmi procuram pentru curățirea ochelarilor un ambalaj foarte micuț și era foarte scump, dar acesta este convenabil, procurat la fel din Walmart, din farmacia de la Walmart. Și are un preț, are 3 dolari costă. Și curăță foarte, foarte bine. Dar să trecem... Păi uite, pentru sănătatea ochilor mi-am mai cumpărat și colagenă, fiindcă în globul ocular conține și acid hialuronic și colagenă și menține globul ocular într-o hidratare optimă, îl ține în vlagă, face calitatea lacrimii mai superioară, mai ușor ca globul ocular să se miște colagena care voi începe să o folosesc în toamnă. Dar nu numai pentru sănătatea ochilor, dar și pentru piele, dar și pentru articulații, pentru mobilitatea oaselor. Așa că mi-am procurat și colagenă. Și să trecem la sănătatea capilară, sănătatea părului. Mi-am procurat de la Winners un șampon care mi l-a recomandat Coafeza. Șampon uscat, este un producător englez, l-am încercat de 2 ori și mi-a plăcut, dar nu e bine ca șamponul uscat să fie folosit prea des, deoarece usucă pielea, usucă părul, dar doar la necesitate. Și pentru păr mi-am procurat de aici, de la noi, de aici, de acum, de pe loc, mi-am procurat balzamul acesta de la L'Oreal, care este foarte, foarte bun, l-am mai folosit și îmi place foarte mult. Vedem, nu am selectat produsele care le-am cumpărat în Canada, care aici acum, așa, cum după direcție. Am mai procurat de la o vazelină cu miros de cafea. Eu aș spune, e o aromă spa, mi-a plăcut aroma și mi-am luat-o special după saună. Are o aromă foarte, foarte fină, procurată de la Winners. Winners este un magazin unde se vând branduri, se vând produse, haine de branduri înalte, dar care au ieșit din modă și se vând la prețuri reduse. Ăsta este un produs american și mi-a plăcut și l-am procurat pentru diversitate. Să trecem. Recent mi-am procurat un gel intim de la Maternea. Este un gel intim pentru mămici, pentru femeile gravide. Până acum am folosit un gel intim de la Sebamed. Am folosit un gel intim de la Sebamed, dar l-am luat cu mine în Canada și nu știu de ce, poate că pH-ul apei este un altul în Canada, că un pic mă deranja, mi se usca mucoasa și am decis să-mi iau acest gel care conține hamomilă, mușețelul și conține și alantoidă. Și este un producător bulgar, așa un ambalaj. Frumușel. Are un miros foarte plăcut, finuț, finuț. Eu, ca de obicei, când vreun produs pentru maturi, să zicem, pentru adulți, nu-mi prea convine, caut produse pentru care este recomandat pentru gravide, pentru mamele care alăptează, pentru copii. Mi-am luat două periuțe, așa e de la pentru... Acestea sunt niște periuțe pentru bucătărie, pentru ca să ungi, să ungi cu sirop sau cu ulei prăjiturile, saraliile, învârtitele, mai știu eu, dar eu le-am luat pentru măsculițe. Și am încercat una pe care... pe aceasta mică am încercat-o și îmi place cum aplică, e ok, chiar e un sfat. Le-am procurat de la Dolorama. Dolorama este un magazin unde poți lua cu un dolar, cu două, niște produse foarte bune chinezești.
Ele sunt foarte utile, sunt foarte practice și îmi plac și le-am procurat. Ați văzut că și măsculețele care le prezentam, la fel le aplicam pe aceste periuțe. Să trecem la îngrijire. De îngrijire mi-am luat o apă micelară de la Evoluderm. Ați mai văzut această apă micelară de la Farmacia Familiei și un lăpșor de corp, la fel de la Evoluderm. Îmi place această serie, este cu prețuri convenabile și vreau să vă zic că e ok și apa micelară. Nu vreau să spun despre lăpșorul de corp că, să zicem, depinde de starea pielei. Dacă pielea este foarte uscată după soare, eu adaug și amestec și un pic cu ulei. Dar mă aranjează, de ce mi-am procurat acest lăpșor și apa micelară. Apa micelară, ca de obicei, am folosit ultimul timp de la Ptiolivier, dar am vrut să încerc și de la Evoluderm. Am mai luat de la Ptiolivier o cremă pentru mâini. Vă spuneam că la ce preț este? 52 de lei. 52 de lei de la farmacie Elodie, Ptiolivier, pe bază de ulei de masline. Vă povesteam că crema pentru mâini este capul de serie a îngrijirii, fiindcă pentru mine mâinile sunt foarte importante. Mâinile mele sunt simbolul vindecării, mâinile sunt cele care mă hrănesc, mâinile sunt cele care mă îngâie, care alină, care cuprind și de aceea eu le trag foarte mare atenție la îngrijirea lor. Vă voi atașa filmulețele cu toate, voi atașa în descriere filmulețele cu cum îngrijesc eu mâinile. Acesta este un ulei de la Provence Beauty, vegan, un amestec de uleiuri cu vitamina A, E, pentru îngrijirea de noapte. Ăsta este al doilea flaconaș. Eu mi-am procurat încă un flaconaș care l-am folosit în îngrijire de seară, în Canada. Vreau să vă zic că mi-a înlocuit serul de seară. E un ulei perfect care îmi încălzea chiar și simțeam o stare de lifting a pielii. Îl foloseam și aparte și îl foloseam și în combinație cu crema de seară. E un ulei super, super, costă 9 dolari, l-am procurat la Winners. Și că fetele din Canada puteți să găsiți și să căutați în Winners, puteți să găsiți ceva frumos, ceva pentru îngrijire. Și cosmetica decorativă. Toată cosmetica decorativă care o vedeți aici este procurată din Canada. În primul rând mi-am procurat periuțele. Periuțe de la Profesional Tehnic, care, da, acestea sunt trei periuțe de la Profesional Tehnic. Iată aceste trei periuțe, dar, așa, trei, dați să le... Mi-am procurat aceste patru periuțe de la... Mai era o periuță în set. Una am făcut-o cadou nepoțicăi mele. Aceste trei sunt de la Profesional Tehnic. Iată, pentru umbre, pentru fond de ten cu tăietură oblică, foarte comodă și foarte bună. Și pentru obraj. Dar mi-am procurat și de la NYX una la fel foarte frumoasă și molicică de la, pentru obraj. Le-am folosit și îmi plac foarte mult. Desigur că pentru spălatul pensulilor am luat și așa un dispozitiv care îmi ajută foarte, foarte bine să mă curăț periuțele, pensulile. Am văzut și aici, l-am procurat la fel la Winners. Costă 4 dolari, este foarte elastic, foarte comod, îmi place cum curăț. Am văzut și aici la noi la Melchior și nu am uitat să-mi cumpăr și Beauty Blender. Un Beauty Blender, așa l-am procurat iarăși de la Winners și cu la preț foarte, foarte convenabil, undeva 1, 3, 4 dolari costă
Sunt produse în America și sunt foarte frumoase. Ăsta l-am încercat și îmi place cum se aplică, cum se spală. Este elastic, este molcuț. E foarte, foarte practic. Știți că diferite momente sunt când îți vrei uneori cu blenderul, uneori cu pensula să-ți aplici machiajul. Vorbim despre machiaj. Mi-am luat și un fond de ten de la Maybelline, mi-am procurat de la Maybelline, mi-am procurat de la Maybelline acest rimel, foarte frumos, foarte practic, îmi place foarte mult, l-am încercat și vreau să vă zic că mărește genile foarte, foarte bine. O să vă atașez link-ul la filmuleț, așa că vă motivez. L-am procurat la fel de la Jean Coutu din farmacie și face $14. E ok. Două produse de la L'Oreal. Un creion 310, mi se pare că... Dați să mă uit. Un creion rom. Se combină, iată, așa cu creionașul. Mi-a plăcut. Se aplică ușor, este practic. Și totodată mi-am mai procurat de la NYX un ruj. Undeva rujurile în Canada sunt la 6, la 7, până la $9. Iată acest ruj de la NYX. NYX cunoaștem că are rujuri foarte aprinse. Mi-am luat și acest roz foarte aprins, mi-a plăcut, chiar îmi viorează și nu are miros, este foarte, foarte drăguță culoare.